Bună și bun venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Magda și astăzi vom pregăti împreună felicitările de Sfântul Valentin. Am atât felicitări pictate manual și aceleași felicitări le-am și făcute ca printuri și cele printate aș vrea să le fac în așa fel ca să poată fi folosite atât în bullet journal, dar și să puteți pune în ele, de exemplu, rezoluții de anul nou, de ce nu, sau gratitude. O să vă arăt felicitările pictate manual, ca să vă faceți o idee cam cum sunt. Pe acestea o să le fac felicitări, așa cum au fost cele de Crăciun. Sper să le puteți vedea cum trebuie. Acesta este cu orangutanul red și Mary. Și acesta este Kibibi și Moki. Iar cele printate le-am printat pe A4 câte 3, așa, și le voi tăia și le voi pregăti ca tip de felicitare. Cred că, nu știu cum le puteți vedea. Așa. Și aceasta este ultima. Și astăzi le vom pregăti. Astăzi este a doua zi, pentru că mi s-a umplut telefonul cu filmulețe și a trebuit să merg să-mi cumpăr un stick. Este un stick de la Verbatim. Unde se vede la camera? Așa arată stick-ul. Are 32 de giga și a fost vreo 56 de lei,
ceea ce mi se pare destul de ieftin. Așa că am stocat filmulețele pe el și acum o să continuăm. Felicitările printate, practic printurile pe care le-am scos și le transform în felicitări, vor arăta cam așa. Așa arată și aici au un buzunar în care se pot băga diverse lucruri, de ce nu, se pot folosi și în jurnal. Eu le-am făcut pe celelalte și acum o să o fac și pe ultima și o să vă arăt și vouă care este procesul. Poate vă interesează, poate vreți să faceți și voi la fel cu alte felicitări, de ce nu. Deci o să o termin pe aceasta cu Mochi și Kibibi. Am bucățele de hârtie, din carton de fapt, pe care le-am tăiat. Bucățelele sunt cam așa, cele înalte, și le-am îndoit pe jumătate. Și pentru partea de jos o să îndoi bucățica așa, tot pe jumătate. Deoarece nu am multe, o să le fac manual, dar dacă aș fi avut mai multe, poate mi-aș fi cumpărat un dispozitiv de îndoit. Ok, acestea o să le măsor să fie exact cât felicitarea. Bucățele acestea le vom ține, poate ne vor trebui data viitoare. Și o să folosesc o bandă cu lipici pe care am luat-o de la papetărie. Mi se pare cel mai ușor de utilizat. Am încercat lipiciul ăsta și nu ține, deci am avut niște tentative înainte. Acesta o să lipesc totuși înăuntru, pentru că banda aceasta mică va rezista. Să încercăm să lipim cât mai drept posibil și cât mai aproape de margine. Ok. Iar felicitarea va veni așa. Am bucățele de hârtie, din carton de fapt, pe care le-am tăiat. Bucățelele sunt cam așa, cele înalte, și le-am îndoit pe jumătate. Și pentru partea de jos o să îndoi
bucățică așa, tot pe jumătate. Deoarece nu am multe, o să le fac manual, dar dacă aș fi avut mai multe, poate mi-aș fi cumpărat un dispozitiv de înduit. Ok, acestea o să le măsor să fie exact cât felicitarea. Bucățele acestea le vom ține, poate ne vor trebui data viitoare. Și o să folosesc o bandă cu lipici pe care am luat-o de la papetărie. Mi se pare cel mai ușor de utilizat. Am încercat lipiciul ăsta și nu ține, deci am avut niște tentative înainte. Acesta o să lipesc totuși înăuntru, pentru că banda aceasta mică va rezista. Să încercăm să lipim cât mai drept posibil și cât mai aproape de margine. Ok, iar felicitarea va veni așa. Acum să încercăm să centrăm cât mai bine. Aici arată cam așa. Și acum să lipim pe cartonul pentru felicitare. Să vedem înainte. Ok, să încercăm.
Să verificăm să fie pe partea bună. Aceasta se centrează chiar perfect pe felicitare. Ne asigurăm că e bine lipită. Și aceasta este felicitarea. Avem și buzunărelul. Înăuntru putem scrie rânduri sau pentru journaling putem pune lucruri pe care dorim să le ținem pentru noi. Eu folosesc mult în jurnale și m-am gândit că vă poate fi de folos, de ce nu, să începeți și voi așa ceva. Astăzi am avut și prima vânzare pe anul acesta, deci mulțumesc Laura foarte mult pentru ajutorul pe care mi l-ai oferit și împreună vom împacheta acest desen, care sperăm să ajungă cât mai repede la destinatara lui. Acesta este desenul, se cheamă Love is All Around Meishang și Tian Tian. Este făcut în 2019 după o poză a lui Elspeth Grindley din UK. Aceștia sunt părinții panda care se află la Smithsonian Zoo din Washington DC, Statele Unite. Și îmi sunt foarte dragi mie. Deci, acesta e desenul pe care l-a luat Laura. Fiecare desen este însoțit de un certificat de autenticitate care atestă faptul că eu l-am desenat. Și pentru fiecare desen îl completez. Thank you.
Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până acum și dacă nu sunteți abonați, vă rog frumos să o faceți și aș aprecia un like și un comentariu. Vă pup!